La 5-6 ani improvizam în podul casei piese de teatru, folosindu-l ca pe o scenă și impresionam toți vecinii. Tot în copilărie făceam chitare de lemn sau băteam la butoaie de motorină, tot cu gândul la un public cât mai numeros. Nici acum nu m-am schimbat prea mult în privința publicului, audienței.